Mai 2022, după ce Ucraina, țară care se confruntă cu agresiune militară, a depus o cerere de aderare la Uniunea Europeană, președintele francez Emmanuel Macron propune consolidarea unei comunități politice europene. Octombrie 2022. La Praga are loc prima ediție a summitului Comunității Politice Europene. In meeting here in Prague is to bring together 44 sovereign states which see Europe as a single entity, whatever the particular forms, political or others, to discuss among equals, as sovereign states, of problems that we face in common. That's exactly what we need. Atunci s-a anunțat că Republica Moldova va găzdui aproape 50 de șefi de state de pe continent pentru consolidarea stabilității și prosperării din regiune, în special în ce privește de criza energetică și securitate. We will be ready to welcome you next spring in Moldova. Moldova is very keen to host the next summit of the European political community in Chișinău. Pregătirile pentru primul și cel mai important eveniment istoric din țara noastră au loc deja de aproape 9 luni. În sfârșit, Europa vine la noi acasă. Oare cum e posibil un astfel de lucru? S-ar întreba unii. Pe 1 iunie, Republica Moldova va demonstra că este centrul și inima Europei, așa cum a și declarat-o președintele Parlamentului European, Roberta Metsola, atunci când pe 21 mai peste 80.000 de moldoveni au spus clar și răspicat că își doresc un viitor european acasă. Moldova's place is right at the heart of Europe and that's where we will work until it is. Cert este faptul că pentru autoritățile Republicii Moldova, organizarea unui astfel de eveniment de mare amploare înseamnă începerea negocierilor de aderare a țării noastre la Uniunea Europeană până la sfârșitul acestui an, susțin oficialii. Ei și ar strâmba din nas omul simplu, lipsit de speranță, care timp de 3 decenii a fost furat, vândut și trădat de toți cei care s-au perindat la conducere. Ce înseamnă pentru Moș Ion de la Bulboaca că la Chișinău vin Metsola, Macron, Scholz, Ursula von der Leyen? Să le luăm pe rând. Este adevărat că în mai multe întrevederi bilaterale vom comunica realizările noastre, reformele pe care le facem, tema pe acasă pe care o facem, astfel încât să-i convingem să grăbim deschiderea negocierilor de aderare. Pe lângă liderii europeni, la Chișinău urmează să vină delegații din Ucraina, Turcia, Armenia, Azerbaidjan, dar și Marea Britanie, monarhie care a părăsit Uniunea Europeană în anul 2020. Summitul Comunității Politice Europene este un semnal politic puternic despre faptul că Republica Moldova poate să-și decidă singură viitorul, fără ca alte state să se implice în politica noastră internă. Tinerii consideră că o astfel de șansă este unică pentru ca să-și poată construi o carieră acasă. Este o investiție în viitorul nostru ca țară. Sper că va avea un vector cât mai bun pentru țara noastră. După părerea mea, asta e cel mai bun pas ca să ne dezvoltăm ca noi, ca societate, ca națiune. Este un pas gigantic pentru integrarea în Uniunea Europeană, pentru un viitor mai frumos. Va aduce o nouă perspectivă, un viitor mai bun, niște noi orizonturi și niște deschideri spre un viitor mai bun. Sper că va soluționa problemele economice și politice din regiune și va aduce noi oportunități pentru Republica Moldova. Scurt pe doi, în cadrul summitului Comunității Politice de la Chișinău, oficialii europeni vor discuta cu autoritățile noastre despre 3 probleme importante: războiul din Ucraina, criza energetică, dar și securitatea regională. Să fie clar, asta nu înseamnă că a doua zi moldovenii vor avea gaz mai ieftin sau pensii mai mari. Schimbările vor fi simțite de cetățeni atunci când autoritățile noastre vor începe să implementeze reforme, dar și să alinieze legislația noastră la cea europeană, proces care de altfel a început odată cu primirea statutului de țară candidat.
În condițiile în care există mai multe puncte fierbinți pe continentul european, ba mai mult, avem un război pe continentul european, evident că problema securității este foarte importantă. Sau atunci când vorbim despre stabilitate, progresul nu poate exista fără această stabilitate. De aceea, o platformă de discuții pentru țările europene este foarte importantă. Cu siguranță, statele care vor participa la acest summit vor identifica anumite soluții, inclusiv și pentru Republica Moldova. Summitul Comunității Politice Europene este una dintre puținele șanse pe care le are țara noastră pentru a schimba spre bine viața socială, politică și economică. După mine este foarte important că vor veni acei actori politici de care depinde decizia. Și evident, venind aici, cunoscând atâta cât se va putea oamenii locului, această țară, decizia atunci când va veni timpul și o dorim cât mai repede, va fi facilitată nu numai de modul în care exemplar am urmat un curs așa sau am respectat niște rigori, dar și de faptul că pe viu s-au convins că oamenii acestui pământ își doresc o integrare și își doresc să ajungă odată într-o geografie care este a lor, Europa. Timp de 30 de ani cu toții am avut așteptări mari și am trăit dezamăgiri din cele mai cumplite. Totuși, acum avem o șansă cu adevărat istorică, iar înfăptuirea ei depinde până la urmă nu doar de eforturile guvernării, dar și de implicarea a noastră, a tuturor. Să fim europeni zi de zi, să respectăm regulile, să facem ordine în blocurile și în curțile noastre, să punem drapelul Moldovei și al Uniunii.